Daniel capitolul 9 are 27 de versete. În traducerea Cornilescu este pagina 869. În anul din tâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurarea celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurare și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte pe robii Săi prorocii. Ci tot Israelul a încălcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să nu asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre care ne-au cârmuit și au adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ierusalimului, de la muntele Tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihănirea noastră Ți-aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine. Domnul meu, căci numele Tău este peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seara. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fără de legilor,
până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, adică Mesia, la Cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de 1 săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunii idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Amin. Amin. Frați și surori, ocupați-vă locurile, ascultăm corul pentru slava Domnului. Scump popor al Domnului, fiți bineveniți, fiți binecuvântați de Domnul, vă salutăm pe toți cei care sunteți aici în sanctuar, frați și surori. Apreciem efortul dumneavoastră după o zi de lucru să veniți la casa lui Dumnezeu. Știu că o faceți din dragoste pentru Domnul și din interes pentru sufletul dumneavoastră, dar și din simțământul solidarității cu lucrarea lui Dumnezeu de la Betania. Avem demnitate pentru biserica noastră, este biserica Domnului, nu a noastră, dar este biserica în care noi suntem alături de copiii noștri și suntem aici ca să ne închinăm Domnului. Ne pasă ce se întâmplă aici, de aceea încercăm să fim întotdeauna pentru ca să ne închinăm Domnului. Îi salutăm și pe cei care sunt online cu noi în această seară, indiferent de unde ne văd, de pe ce continent, din ce țară, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm să vă salutăm. Câteva scurte anunțuri. Mâine seară, sau începând de mâine seară, pentru multă vreme de aici înainte, foarte probabil că pentru întotdeauna sau doar pentru o perioadă foarte lungă de timp, vom introduce un studiu biblic cu tinerii și pentru tineri de la 6:30 la 7:30, adică tinerii sunt invitați să vină cu o oră mai devreme. Serviciul divin va începe în continuare de la 7:30, dar vom face un studiu biblic de la 6:30. Frați și surori, Scriptura este o carte ușor de înțeles în aparență, însă greu de înțeles în realitate. Vrem ca copiii noștri să aibă o înțelegere clară și suficientă asupra Evangheliei Domnului Iisus Hristos. De aceea vrem să avem un timp special dedicat pentru ei, așa că începând de mâine, de la 6:30, vă rog pe toți cei care aveți copii mai mici și nu conduc, dar sunt tineri, vin la întâlnirea cu tinerii, faceți efortul să-i aduceți. Credeți-mă că este în folosul sufletului lor și pentru liniștea familiilor dumneavoastră. Faceți acest efort, că se merită. De la 7:30 va fi serviciu cu tinerii, iar de la 9:30 la Centrul Creștin peste drum vom continua părtășia la masă, pentru că mâine va fi ziua aceea de vineri când noi avem masă și facem un serviciu divin special. Duminică la serviciu de seară avem colecta de Paște pentru cei în nevoie din Biserica Domnului. De aceea, duminică seara, o să vă invităm să fiți pregătiți în mod special, pe lângă colecta obișnuită din sanctuar pentru întreținerea proiectelor și lucrării lui Dumnezeu din biserică, să fiți pregătiți pentru această colectă care are în vedere să-i ajutăm acum cu ocazia sărbătorilor de Paște pe frații, surorile noastre, care din anumite motive trec prin dificultăți financiare, datorită bolilor sau altor motive obiective. Nu uitați, vă rog, și lăsați-vă înduplecați de nevoia acestei lucrări, depuneți la casierie cât Domnul vă pune pe inimă în funcție de posibilități pentru monitorizarea video a bisericii și a parcării. Este inutil să mai apelez încă o dată și să vă mai spun de ce este nevoie, dar este o nevoie a noastră nu doar pentru integritatea clădirii, ci pentru multe alte motive. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut de-a lungul timpului și pentru ceea ce veți face de acum încolo, știind că toate lucrurile se fac cu oameni, cu oamenii lui Dumnezeu, cu oameni care acceptă să facă efort, să ia din mult sau din puțin și să dea. Să dea pentru că au primit, să dea pentru că vor primi. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 39 a cărții Apocalipsa, în intenția noastră de a studia Scripturile. Ultima carte a Bibliei vorbește despre ultima perioadă a istoriei umane. Data trecută am concluzionat cu lecția biblică vorbind despre numărul 666, acest celebru pasaj din Scriptură. Nu ne-am aventurat în tot felul de anticipări
decât atât cât Dumnezeu ne-a dat lumină și atât cât Biblia ne prezintă suportul. Nu vrem peste 10 ani să roșim în fața frățietății datorită unor afirmații pe care le facem și pe care viitorul care devine prezent nu le mai suportă. Vrem să fim echilibrați, fără să încercăm în mod artificial să hrănim setea cuiva de senzațional. Vrem să fim cinstiți cu noi și nu ne putem permite să știm mai mult decât știe Biblia și decât spune Biblia. De aceea, în studiul nostru, vrem să mergem la pas cu Scriptura și să știm doar ce spune Biblia. De aceea, am spus atât cât Dumnezeu ne-a luminat să spunem și, în concluzie, repetăm în această seară următoarele lucruri. Noi credem că două dintre multele posibilități pot fi, la sfârșitul timpului, manifestarea fizică a cuvântului care în capitolul 13 din Apocalipsa vorbește despre numărul 666. Repet, spuneam data trecută despre știința gematriei, care citește literele cu semnificație numerică, așa cum spuneam, A înseamnă 1, B înseamnă 2, C înseamnă 3 și așa mai departe. Așa că din litere poți citi un număr. Foarte probabil că la sfârșitul timpului va fi un nume de om, numele lui Anticrist, monstrul, care este șeful Imperiului Anticrist, al cărui nume va avea semnificație numerică, 666. Dar există și a doua posibilitate, după cum anticipam data trecută. Numărul 6 este simbolul omului, este simbolul imperfecțiunii, iar de 3 ori 6 reprezintă Trinitatea imperfectă, adică Satana, prima imperfecțiune simbolizată de 6, Anticrist, monstrul, a doua persoană imperfectă simbolizată de numărul 6, și prorocul mincinos, Trinitatea nesfântă, 6 pentru Satana, imperfect, 6 pentru Anticrist, monstru, imperfect, 6 pentru prorocul mincinos, imperfect. Foarte probabil că numărul 666 este simbolul Trinității nesfinte, care vrea să treacă drept Trinitatea sfântă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Vreau totuși în concluzie să mai spun încă un lucru legat de vremurile din urmă și de numărul 666. Mulți credincioși întreabă: putem primi numărul fără să știm? Răspunsul categoric este nu. Nimeni nu se face vinovat de un lucru de care nu este în cunoștință de cauză. Atunci când cineva îl acceptă pe Iisus, nu îl acceptă din întâmplare. Vrea să-și cumpere pantofi negri și nimerește maron. Atunci când cineva se leapădă de Domnul, nu se leapădă din îngreșeală, din întâmplare. Atunci când cineva acceptă pe Anticrist, monstrul, într-un sistem bine organizat și centralizat, nu se va face din întâmplare. Cine va accepta numărul acesta, care este numărul numelui lui Anticrist, o va face în deplină cunoștință de cauză. Să nu aveți teamă că veți alege, veți accepta numărul acesta fără să știți. Cine se va lepăda de Domnul se va lepăda în deplină cunoștință de cauză. Închinarea în fața lui Dumnezeu sau închinarea în fața lui Anticrist, monstru, se face în deplină cunoștință de cauză. Dacă faci o greșeală de care nu ai cunoștință, nu ești responsabil de ceea ce ai făcut. Dumnezeu nu ne impută greșelile pe care nu am fost conștienți că le-am făcut, ci ne impută doar păcatele și greșelile pe care le-am făcut în deplină cunoștință de cauză și le-am făcut intenționat. Iertați-mă. Revenind la întrebarea cu care am încheiat serviciul divin de joia trecută, când este răpirea, un subiect pe care l-am tot împins de la capitolele 1 la 13 în studiul cărții Apocalipsa, în seara aceasta suntem în fața nevoii de a răspunde. Răspunsul la această întrebare este un răspuns și complicat și complex. În principiu, sunt 4 răspunsuri generale și majore la întrebarea când este răpirea. Prin cuvântul răpire, noi înțelegem luarea la cer a oamenilor născuți
din nou. O putere dumnezeiască care îi va atrage pe cei care sunt născuți din apă și din Duh. Așa cum Hristos a fost ridicat, înviat și ridicat la cer, la fel vor fi ridicați, răpiți cei care sunt născuți din nou. Atunci când vorbim despre răpire, vorbim despre strângerea la oaltă, atât a celor care vor învia în trupuri de slavă, cât și în același moment a celor care vor fi schimbați din trup uman în trup de slavă. Și împreună, și cei înviați și cei în viață, generația din viață, se vor ridica să întâmpine pe Domnul în văzduh. Aceasta este înțelegerea noastră despre răpire. Asta vrem să spunem când folosim cuvântul răpire. Însă, noi întrebăm când va fi răpirea. Un lucru este clar și nu greșim dacă facem următoarea afirmație. Răpirea va fi în jurul necazului cel mare. Însă, cele patru explicații majore ale momentului răpirii se învârt în jurul evenimentului necazului cel mare. Adică, prima explicație spune că răpirea bisericii va avea loc înainte de necazul cel mare și tocmai această luare a credincioșilor de pe pământ va declanșa necazul cel mare. Adică se ridică biserica, se ridică Duhul Sfânt și toată activitatea sfântă și spirituală a Duhului Sfânt și a bisericii de pe pământ, ridicându-se piedica, acum diavolul coboară din văzduh pe pământ, știind că are puțină vreme la dispoziție, folosindu-se de cele două fiare, anticrist monstru și prorocul mincinos, folosindu-se de legământul pe care îl încheie cu Israel pentru 7 ani, dar nu ține decât 3 ani și jumătate, pentru că necazul cel mare, la jumătatea lui 3 ani și jumătate, va face o diferență de politică, de relație și de atitudine între anticrist monstru, prorocul mincinos și imperiul lor și Israel, pentru că Israel, alături de multe alte națiuni puternice, 10 împărății puternice, care vor coaliza și vor conduce în imperiul lui anticrist, vor avea un rol dominant în vremea necazului cel mare. Deci, prima explicație biblică împărtășită de mulți credincioși și numită înainte de necazul cel mare, pretribulaționistă, înainte de necazul cel mare, este explicația potrivit căreia biserica la un moment dat și iminent va fi pur și simplu luată la cer și atunci, chiar atunci, se va declanșa necazul cel mare care va ține 7 ani. Aceasta este prima explicație. Dățile viitoare vom lua aceste explicații pe rând, câte una, probabil în fiecare seară, și vom prezenta toate argumentele pe care susțin această explicație, dar și toate slăbiciunile acestei explicații. A doua explicație spune că biserica nu va fi răpită la începutul necazului cel mare, ci va fi răpită la jumătate, adică la începutul părții a doua, când de fapt necazul cel mare în prima parte nu este așa de feroce. Atunci se vorbește despre pace, anticrist promite, dar la jumătatea necazului declanșează o teroare teribilă și un război împotriva tuturor celor care mai se gândesc la Dumnezeu. Și a doua parte a necazului cel mare va fi teribilă, va fi feroce. Și a doua explicație spune că atunci va fi răpită biserica. A treia explicație spune că biserica nu va fi răpită nici la începutul necazului, pre-tribulaționistă, nici la jumătate, mid-tribulaționistă, și va fi răpită la sfârșit, post-tribulaționistă. Această explicație spune că se declanșează necazul cel mare cu prima jumătate de 3 ani și jumătate mai ușoară, trece în a doua parte a necazului cel mare cu cei 3 ani și jumătate de groază și de teroare. Acest necaz însă nu va afecta pe copiii lui Dumnezeu care sunt păziți de puterea lui Dumnezeu. Și când acest necaz se sfârșește, Dumnezeu răpește biserica.
Acestea sunt cele trei explicații de bază, dar mai este și o a patra. A patra explicație nu poate fi așezată în mod concret în timp ca cele trei, la început, la jumătate sau la sfârșit. Foarte clar, înfiptă în jurul, în limita celor 7 ani. Chiar la început, dar chiar la început. Chiar la jumătate, dar chiar la jumătate. Și chiar la sfârșit, dar chiar la sfârșit. A patra însă este ușor flexibilă în timp și ea spune următorul lucru. Ea spune că necazul cel mare presupune două categorii de mânii. Presupune mânia diavolului, care se manifestă prin cele două fiare, anticrist, monstru și prorocul mincinos. Și această mânie este pentru cei credincioși. Sigur că diavolul nu pe oamenii din lume îi pedepsește, și îi pedepsește pe cei credincioși. Deci el își va dezlănțui mânia împotriva credincioșilor. Această mânie împotriva credincioșilor însă va fi oprită de mânia lui Dumnezeu, care vine împotriva diavolului și împotriva necredincioșilor. Deci mânia lui Dumnezeu urmează mâniei diavolului și oprește mânia diavolului. După ce mânia lui Dumnezeu oprește mânia diavolului și se manifestă împotriva celor care au prigonit și acum au devenit prigoniți de Dumnezeu, de fapt nu prigoniți de Dumnezeu, ci pedepsiți de Dumnezeu, cândva în această perioadă spre sfârșitul necazului cel mare, undeva, biserica va fi răpită. În linii mari, acestea sunt cele 4 explicații de bază care stau la baza interpretării cărții Apocalipsa în cei 2000 de ani. În afară de aceste 4 interpretări mari, la care s-au conectat foarte mulți credincioși, mai sunt tot felul de alte încurcături din acestea, drumuri înfundate, cu zecile și cu sutele, care de care mai ciudate, mai bizare. Acum, când vom proceda la explicația pe rând a acestor 4 puncte de vedere, vom constata că fiecare au argumente puternice, dar și puncte slabe. Foarte probabil că una dintre ele va avea mai multe argumente decât celelalte și mai puține părți slabe decât celelalte. Foarte probabil că unii dintre dumneavoastră sunteți pre-tribulaționiști și spuneți, eu nu prind necazul cel mare, eu sunt în cer. Și tot la fel veți rămâne și după studiul acesta. Că dacă nu v-a convins Dumnezeu, nu vă conving nici eu. Foarte probabil că unii dintre dumneavoastră sunteți mid, la jumătatea necazului, și foarte probabil că alții sunteți la sfârșit. Foarte probabil că alții sunteți în cea de-a patra explicație, așa cum încheiam eu puțin mai devreme. Indiferent unde sunteți, haideți să începem. Ca să începem, trebuie să începem cu începutul, iar începutul este departe. Începutul este în capitolul 9 din cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel, cartea lui Matei, în principiu capitolul 24, dar și alte capitole și alte evanghelii, dar în mod special Matei 24. Primele două epistole scrise de Pavel către tesaloniceni, dar în mod special prima dintre ele, capitolul 4, și cartea Apocalipsa, sunt locurile din Scriptură unde s-a concentrat o mare parte a adevărului lui Dumnezeu în ceea ce privește vremurile din urmă, sau, cum spunem noi prin cuvântul consacrat, escatologia. Escatos, sfârșit. Escatologia înseamnă știința despre vremurile sfârșitului, teologia, explicația, învățătura. Așa că vom proceda de la prima carte care începe acest subiect al răpirii și vom spune următoarele lucruri. În capitolul 9 din Daniel, Daniel are a treia vedenie la vârsta de aproximativ 85 de ani. El era de 60 și ceva de ani deja în țara aceea. Acum avea aproximativ 85 de ani.
Vă puteți imagina că la 85 de ani Scriptura spune următorul lucru: am înțeles din cărți. Care cărți? Sigur, din sulul cărții sfinte. La 85 de ani Daniel citea Scripturile. De asemenea, înțelegând din cărți că 70 de ani trebuie să stea în robie, și acum era prin anii 65-67 de robie, a înțeles că se apropie sfârșitul, mai sunt 2-3-5 ani, și atunci s-a pus pe rugăciune și a spus: Doamne, Tu ai îngăduit ca poporul să ajungă aici datorită păcatelor, dar se încheie perioada în care ai spus că trebuie să fim pedepsiți. Doamne, adu-ți aminte! La 85 de ani, o persoană în vârstă, prizonier, confruntându-se cu dificultățile emigrației, de fapt n-au fost ale emigrației, ci ale prizonieratului, că e diferență între cele două. Foarte mare diferență. Omul acesta avea preocuparea să citească cărțile sfinte și să se roage. Ce atribuții ale oamenilor în vârstă. Ce preocupări ale celor care au îmbătrânit cu Dumnezeu sau lângă Dumnezeu. Îmi aduc acum aminte de un cuvânt pe care Pavel îl spune lui Timotei. Atenție! Spune bătrânilor că trebuie să fie vrednici de cinste. Știți ce înseamnă această învățătură cu toții? Vrednic înseamnă meritos. Adică, spune-le bătrânilor că trebuie să merite cinstea. Asta îi spune Pavel lui Timotei. Asta înseamnă că te poți comporta, bătrân fiind, în așa manieră încât oamenilor să le fie greu să te respecte. Înțelegeți ce vreau să spun? Un bătrân trebuie să fie respectat și cinstit, din principiu. Dar Pavel spune, dacă ai bătrâni, Timotei, în biserica pe care o păstorești, unde te-am pus prezbiter, apropie-te de ei și spune-le, este normal să fiți cinstiți, dar încercați să meritați cinstea pe care o așteptați. Nu vă comportați oricum sub pretextul că e suficient să fii bătrân. 85 de ani și se îndelenicea cu cititul Scripturilor și cu rugăciunea, nu cu alte lucruri. Ce demnitate! În sfârșit, observăm că bărbatul acesta are a treia vedenie dintre cele multe pe care le primește în cartea sa, și această vedenie este o vedenie despre Israel, diferită de cele două din urmă, care au fost vedenii despre neamuri, despre națiunile pământului. Și observați, vă rog, că în primele două versete, Daniel își aduce aminte, de fapt citește în cărți despre o profeție pe care a scris-o mai înainte Ieremia. Ieremia a trăit înainte de el. În legătură cu cei 70 de ani de robie, când Ierusalimul era sub dărâmături, Daniel face precizarea, așezând în timp momentul în care a primit revelația, că această vedenie a avut loc în anul întâi al lui Dariu, care a fost fiul lui Ahasveros, împăratul Mezilor, respectiv în anul 538, înainte de Iisus Hristos, când anii se numărau în descreștere, de la mai mult la mai puțin, nu ca acum în creștere, de la mai puțin la mai mult. Versetele 3 și 4 ne-l prezintă pe Daniel care a încurajat de înțelegerea pe care a primit-o din scrierile sfinte, că se apropie perioada, se apropie sfârșitul perioadei de prizonierat, și el, și că Dumnezeu dorește restaurarea națiunii sfinte, a poporului sfânt, a cetății sfinte. Poporul sfânt era Israel, cetatea sfântă era Ierusalimul, cetatea păcii. Daniel se pregătește pentru o perioadă insistentă de rugăciune. Și Scriptura ne spune că el a început să se roage insistent. Și în versetele de la 5 la 14, rugăciunea lui este o rugăciune de mărturisire. Chiar dacă Daniel este unul dintre puținele persoane din Biblie cărora nu li se pot atribui păcate evidente,
el totuși se identifică cu păcatul oamenilor din generația lui. Dar nu putem spune că Daniel a fost fără păcat, pentru că el însuși spune: ți-am mărturisit păcatul meu și păcatul neamului meu. În fața lui Dumnezeu nu există oameni fără păcat. Observați, vă rog, că mărturisirea lui Daniel explică realitatea și implică patru nivele. Am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici și ne-am abătut de la legile și poruncile Domnului. Nu insist asupra acestor lucruri, pentru că intenția noastră este alta în această seară, dar vreau să introduc profeția săptămânilor, de unde vom pleca cu explicația răpirii, ceea ce face obiectul studiului nostru din această seară. Versetele de la 15 la 19, Daniel trece de la subiectul mărturisirii în rugăciunea lui la subiectul de iertare și restaurare divină. Și după ce dă la o parte prin mărturisire zidul de păcate, Daniel îndrăznește să ceară în speranța că va primi. În timp ce se ruga, în versetele de la 20 la 23, primește pentru a doua oară vizita îngerului Gavril. Îngerul vine în timpul rugăciunii, iar rugăciunea este făcută în timpul jertfei de seară. Fiți atenți! Daniel se roagă în timpul jertfei de seară. Îngerul vine în timpul rugăciunii, iar rugăciunea e făcută în timpul jertfei de seară. Înțelegeți? Îngerul vine în timpul rugăciunii. În timp ce Daniel se roagă, vine îngerul la el. Nu te aștept să te ciocnești cu vreun înger al Domnului, cine știe când. Iar această rugăciune a lui Daniel este făcută în timpul jertfei de seară. Jertfa de seară pentru Daniel era un obicei spiritual. Era un comportament spiritual. Și acum am ajuns la ceea ce ne interesează, respectiv la profeția celor 70 de săptămâni. Adică, profeția celor 70 de săptămâni începe la versetul 24 și se termină la versetul 27. În aceste puține versete, 4 la număr, este prezentată toată istoria lui Israel din momentul acela până la sfârșit. Și uitați în mare care sunt subiectele. Versetul 24 prezintă profeția propriu-zisă. Versetul 25 descrie ce se întâmplă în primele 69 de săptămâni dintre cele 70. Versetul 26 arată ce se întâmplă în pauza dintre săptămâna 69 și 70, care se pare că este o perioadă de timp lungă. Iar versetul 27, ultimul, descrie săptămâna ultima cu numărul 70. Trecând la explicația profeției, putem să spunem cu siguranță, fără să ne hazardăm, fără să ne aventurăm în afirmații pe care nu le putem controla cu Scriptura, putem să spunem următoarele lucruri. În această profeție este vorba de Israel, nu de biserică. Asupra poporului tău. Versetul 1. Poporul lui Daniel era Israelul. 2. Este vorba de Ierusalim. În vremurile din urmă, tot conflictul se va localiza în Israel și se va localiza în Ierusalim. Asupra cetății tale sfinte. Cetatea sfântă este Ierusalimul, nu există niciun dubiu. Apoi, perioada de timp a celor 70 de săptămâni, pentru că sunt săptămâni de ani, după cum vom argumenta cu Scriptura, înseamnă 490 de ani. Un an înseamnă o zi, sau o zi înseamnă un an. Priviți, vă rog, în Ezechiel, în capitolul 4, versetul 6. Cuvântul Domnului. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda. 40 de zile îți spun câte o zi pentru fiecare an. Însă, în Levitic, în capitolul 25, versetul 8, vom găsi cuvântul lui Dumnezeu care ne prezintă ideea săptămânii an. Aici este o explicație
care ne ajută să interpretăm profeția lui Daniel. Să numeri 7 săptămâni de ani. Așa spune Moise în a treia carte. Să numeri 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani. Și zilele acestea, și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani. Ei bine, dacă privim la aceste explicații, vom constata că cele 70 de săptămâni pe care Gavril le prezintă în revelație, în descoperire lui Daniel, înseamnă o perioadă de timp de 490 de ani. Al patrulea lucru pe care îl putem spune cu siguranță este că atunci când se ajunge cu numărătoarea la săptămâna 69, respectiv la anul 483 din cei 490, dintr-o dată se creează un stop și se deschide o paranteză, care înseamnă o perioadă de timp cândva se reia numărătoarea și urmează și cei 7 ani ultimii din profeție. Al cincilea lucru pe care îl putem spune cu siguranță este că numărătoarea perioadei de 490 de ani începe potrivit cuvântului din versetul 25, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului începe numărătoarea săptămânilor. Iată dar că cei 490 de ani trebuie să începem undeva, că dacă nu știm unde îi începem, nu știm nici unde îi terminăm. 490 de ani înseamnă 490 de ani, dar unde încep? Pentru că în funcție de unde încep, se hotărăște unde se termină. Dar versetul 25 ne spune că numărătoarea celor 490 de ani începe în momentul în care se dă o lege pentru reconstruirea Ierusalimului, pentru rezidirea templului. Lucrul acesta este relativ ușor de constatat în istorie, chiar dacă au fost 3 edicte la 3 împărați diferiți. Totuși, unul dintre ei a dat un edict care a avut în vedere nu numai construirea orașelor sau a zidurilor înconjurătoare orașului. Decretul lui Artaxerxes în 445 a fost un decret în favoarea lui Neemia pentru rezidirea Ierusalimului. Citez Neemia, capitolul 2, versetul 8. Acest decret prezidențial a avut în vedere să se dea o lege pentru zidirea din nou a Ierusalimului, a zidurilor. Încă un lucru pe care îl putem afirma din profeția primită de Daniel, o profeție pe care el trebuia să o înțeleagă, dar ca să o înțeleagă trebuia să fie atent. Îngerul Domnului îl avertizează că trebuie să fie atent, să-și încordeze, să-și concentreze mintea cu toată puterea lui de discernământ. Uitați ce îi spune în versetul 23 la sfârșit. Ia aminte la cuvântul acesta și înțelege ce-ți spun. Adică fii foarte atent la ce-ți spun acum, că eu îți spun ca să înțelegi și e important să înțelegi aceste lucruri. De asemenea, observăm că unsul care este Hristos, el este Mesia, adică unsul lui Dumnezeu. El a fost uns de Dumnezeu să primească poziția de mântuitor și să vină pe pământ manifestând mântuirea prin calitatea, prin poziția lui de uns, de mântuitor. Unsul, adică Hristos, a fost răstignit în jurul anilor 33. Într-o socoteală aritmetică simplă, vom constata că sunt 483 de ani între anii 445 și 33 era noastră, după Hristos. Aceasta este perioada de 483 de ani, minus 7 ani, ultima săptămână din cele 70, doar 69 și urmează pauza. Deci o săptămână, 2, 3, 4, 5, 6, 69, stop. Pauză,
și cândva se reia 70. Ei, săptămâna 69 ajungem la momentul răstignirii lui Hristos, când unsul este stârpit. Stârpit înseamnă retezat. Stârpit înseamnă tăiat. Pauza dintre săptămânile 69 și 70, cei mai mulți oameni care cercetează și interpretează Scriptura spun că este timpul bisericii. Și acum vă rog frumos să fiți atenți, pentru că încerc să și gesticulez în timp ce vorbesc, pentru că ceea ce urmează să spun acum va rămâne ca o temelie pe care noi zidim în continuare în următoarele întâlniri de joi seara, dacă vom fi sănătoși și în viață cu ajutorul Domnului. Băgați acum de seamă. Vine îngerul la Daniel și spune: Daniel, în anul 500 și ceva, împăratul Artaxerxe a dat un decret să se înceapă reconstrucția la Ierusalim. În momentul în care el a dat această lege, începe o numărătoare de 490 de ani. Și începe numărătoarea. Și când se ajunge la anul 483, Hristos e răstignit. Și atunci numărătoarea se oprește. De ce se oprește? Pentru că această numărătoare are în vedere istoria lui Israel. Dar pentru că Israel l-a lepădat pe Domnul, Domnul acum îl dă la o parte pe Israel și se întoarce la neamuri. Ioan capitolul 1, versetele 10 și 11. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească. Deci Dumnezeu în săptămâna 69 îl pune pe Israel într-o parcare și îl lasă acolo. Și începe timpul neamurilor. Dispensațiunea bisericii. Dispensațiune înseamnă perioadă de timp. Și Dumnezeu îl lasă pe Israel acolo, ca națiune. Ca oameni s-au putut mântui și ei, ca și românii, și americanii, și elvețienii, când au crezut. Dar e vorba acum de națiune, la nivel de națiune. Dumnezeu îl lasă în săptămâna 69-a, le dărâmă templu prin Titus fiului Vespasian și lasă în pace. Și se întoarce Domnul Iisus acum cu fața către neamuri și începe timpul bisericii. Și timpul bisericii funcționează de 2000 de ani. Iată că pauza între săptămâna 69 și 70, între săptămânile 69 și 70 nu s-a terminat nici acum. Paranteza deschisă în anul în care unsul a fost stârpit este timpul bisericii, vremea neamurilor. Și această paranteză nu s-a încheiat încă. Mai suntem încă în timpul ei. Când această paranteză se va încheia, va începe ultima săptămână din cele 70. Adică 7 ani. Cei 7 ani sunt perioada necazului cel mare. Uitați ce spun scripturile. După aceste 62 de săptămâni, versetul 26, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Va învia. Vă aduceți aminte că aceeași expresie o găsim în Apocalipsa 13, la fiară, la balaur, ce va primi o rană de moarte, dar nu va avea nimic. Îl imită pe Hristos. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Titus în anul 70 dărâmă tot. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. E hotărât că războiul va ținea până la sfârșit. Iată, dar cuvântul sfârșit ne trimite departe în timp. Au trecut 2000 de ani și încă n-am ajuns la sfârșit. Priviți, vă rog, că o singură propoziție parcurge cu o viteză uimitoare 2000 de ani de istorie. Este istoria bisericii. Israel a rămas în parcare. Stop! Săptămâna 69. Revenim la versetul 26. Împreună cu el și pustiirile. Ce înseamnă pustiirile? Pustiirile sunt expresia neascultării pentru evrei. Evreii au fost cel mai prigonit popor din istorie, dar și cel mai binecuvântat. Câteva explicații. Cruciații, cei care au făcut cruciadele, au mers să salveze locurile sfinte de sub musulmani și de sub alte autorități.
Peste tot pe unde întâlneau evreii, omorau fără nicio lege. Între mai și iunie 1096, 12.000 de evrei au fost uciși în Renania. În 1290 a avut loc expulzarea tuturor evreilor din Anglia, sub amenințarea cu spânzurătoarea. Și pentru 370 de ani, picior de evreu n-a existat în Anglia. În primăvară și până în toamna anului 1298, un număr de 100.000 de evrei au fost uciși în Bavaria, Germania și Austria. În septembrie 1306, 100.000 de evrei au fost expulzați din Franța sub amenințarea cu moartea. În 1348, evrei toți au fost acuzați că sunt vinovați de apariția unei epidemii numită în vremea aceea ciuma neagră. În 2 august 1492, Inchiziția a alungat din Spania, unde a fost centrul Inchiziției Catolice, peste 300.000 de evrei sub amenințarea cu moartea. Între anii 1648 și 1658, deci o perioadă de 10 ani, circa 400.000 de evrei din Polonia au fost uciși în timpul războiului dintre Rusia, Polonia și Suedia. Abia în 1791, Revoluția franceză suprimă pentru prima dată legile excepționale îndreptate împotriva evreilor. La începutul secolului XVI, atenție, existau în lume doar 1.000.000 de evrei, în toată lumea. La începutul secolului XIX existau 9 milioane de evrei. În anul 1920 erau 20 de milioane de evrei. În anul 1935 existau 16 milioane. În anul 1974 au fost cu 14 milioane mai puțin, atâția câți au omorât Hitler în lagările de exterminare. Am spus aceste cifre ca o idee generală despre națiunea aceasta care a fost purtată ca un fulg prin națiunile lumii, urmărită de pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că s-au jucat cu harul care le-a fost acordat și pe care l-au tratat cu o iresponsabilitate ieșită din comun. Numai că, după profeția Evangheliei, ei s-au întors acasă. Și în 11 mai, Ben Gurion, în 1948, a declarat statul Israel ca un stat refăcut. Niciun stat în istoria umanității nu a avut istoria acestei țări care să se refacă după o așa lungă perioadă de timp, când ei au fost deportați prin toate țările lumii. Ei au fost și rămân minunea lui Dumnezeu între neamuri. Așa se explică într-o oarecare măsură ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, împreună cu el și pustiirile. Pustiirile s-au ținut după națiunea aceasta ca o expresie sau ca o consecință a neascultărilor lor. În săptămâna a 70-a, ca să întregim ceea ce numeam eu fundație, în săptămâna a 70-a, Dumnezeu se întoarce din nou în parcarea unde i-a lăsat pe evrei și se va concentra din nou asupra lor, nu la nivel de individ, ci la nivel de națiune. Din nou îi va pune în centrul istoriei și în necazul cel mare ei vor fi în centru. Asta spune Daniel în mare, în profeția lui. Cu alte cuvinte, este o profeție pentru Israel. Îl ia de la darea poruncii dată de Ahasveros în jurul anilor 500 și ceva, se oprește cu săptămâna 69 la moartea lui Iisus Hristos, acum se oprește pentru că firul lui Israel se întrerupe și începe firul bisericii. Și la un moment dat, când începe necazul cel mare, se renoadă firul lui Israel. Iar perioada dintre săptămâna 69 și 70, pauza aceasta este perioada bisericii. Această lecție din Scriptură, din capitolul 9 din Daniel, am vrut să vă prezint ca pe o bază generală a explicațiilor pe care le vom așeza ca un răspuns la întrebarea când va avea loc răpirea. Frați și surori, acum este timpul să ne oprim și ne vom opri. Și vreau să vă invit, înainte să ne despărțim și să plecăm acasă,
Să lăsăm ca acest cuvânt primit din partea lui Dumnezeu să ne conducă și pe noi ca și pe Daniel la rugăciune. Daniel, când a cercetat scripturile, s-a pus pe rugăciune. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește, simți că trebuie să-i vorbești înapoi. Dacă nouă ne-a vorbit Dumnezeu, noi simțim să-i spunem lui Dumnezeu multe lucruri. Cum sunt eu? Cum ești dumneata? Cum sunt casele noastre? Cum e biserica lui Dumnezeu? Care sunt valorile noastre? Care sunt prioritățile noastre? Care este starea bisericii? Care este intensitatea de duhovnicesc în mine, în dumneata, în casele noastre și în biserica lui Dumnezeu? Ce ar trebui să facem acum la sfârșitul vremurilor pentru ca pe ultima sută de metri să mai rezolvăm problema? E vorba aceea românească, nu mai îngrași porcul în ajunul Crăciunului, dar tot o altă vorbă care o completează spune, nu-l mai îngrași, dar moare sătul. Ei bine, noi putem în această perioadă de timp a vremurilor sfârșitului să ne concentrăm cu multă responsabilitate asupra copiilor noștri și să-i educăm, asupra noastră și să ne ținem tari, să fim uniți și să ne pregătim, pentru că vin vremuri grele. Și dacă în vremuri în care avem mașini, bani, și suntem într-o democrație poate prea mare, exagerată, nu suntem în stare să ne înțelegem și să ne iubim, să fim credincioși, rugativi, postitori și cititori de scriptură, cum vom fi când vin nenorocirile, mai mari sau mai mici? Puteți să răspundeți. Dacă nu ne putem ruga când suntem sătui, cum ne rugăm când nu vom avea ce să mânca? Ce să mâncăm? De aceea vă invit în această seară, gândiți-vă la faptul că fiecare dintre dumneavoastră aveți o familie. Vă rog, fiți responsabili de familia dumneavoastră. Indiferent că în familia aceea sunteți copii, părinți sau unul dintre cei doi parteneri, vă rog, fiți responsabili de familia dumneavoastră. Vă rog să tratați cu mai multă seriozitate viața spirituală a casei dumneavoastră. Vă rog să vă împingeți mai mult copiii și partenerii înspre biserică, înspre Biblie, înspre rugăciune, înspre post. Pentru că nu păstorul are de câștigat că vă rugați dumneavoastră sau că veniți dumneavoastră la biserică, că faceți dumneavoastră fapte bune vrednice de pocăința pe care ați primit-o. Frați și surori, este ultima sută de metri și ne așteaptă premiul pentru o alergare în care uneori am mai șchiopătat, am plâns, ne-am ajutat unii pe alții. A fost o alergare lungă și grea. A fost o alergare complicată, dar acum este aproape să se încheie. Nu vă lăsați acum, pentru că am alergat prea mult ca să ne lăsăm acum, când suntem gata să ajungem la linia de sosire. Am trecut prin momente grele, de singurătate, de dificultăți și Dumnezeu a fost cu noi. Dacă am putut până acum, nu vă lăsați obosiți și epuizați acum înainte să fiți gata. De aceea vă rog, întăriți-vă inimile, încurajați-vă sufletul și familia și fiți un prilej de încurajare pentru toți cei din jur și apropiați-vă de Domnul, pentru că vremurile pe care le trăim sunt vremurile sfârșitului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.